Luna lui Martie în 20 de zile. Pomenirea sfinților cuvioșilor părinți Ioan, Serghie, Patrichie și cei dinpreună cu dânșii uciși de arabi în mănăstirea Sfântului Sava Sfințitul. Acești părinți au trăit pe la anul 800, pe când la Constantinopol împărățeau Constantin și maica sa Irina, pe vremea când Sfânta Cetate a Ierusalimului era sub stăpânirea arabilor și în zilele preafericitului Ilie, patriarhul Ierusalimului. Adunați din mai multe locuri, părinții, astăzi pomeniți, viețuiau în vestita mănăstire a Sfântului Sava, pe când stărețea minunatul egumen Vasile, slujind cu toții lui Dumnezeu ziua și noaptea, după rânduiala monahicească, cu multă nevoință și îmbunătățită petrecere. Pacea lor era însă adeseori tulburată de năvala păgânilor arabi, care, gândind că vor găsi averi, jefuiau sfintele locașuri de toate odoarele lor. Așa s-a întâmplat și în anul pe care îl pomenim astăzi, că la vremea postului mare, în săptămâna dinaintea stâlpărilor, când monahii se aflau la rugăciune, fără veste a năvălit peste ei o ceată de 60 de jefuitori, înarmați cu sulițe, arcuri și săbii, și au făcut cumplit măcel în mănăstire. Au dat foc chiliilor, prădând sărăcăciosul avut al smeriților călugări. Dar când a fost să dea foc și mănăstirii, li s-a părut că vine o oaste în ajutor și au fugit. În joia cea mare, din săptămâna patimilor Domnului, făcând război arabii între ei în Palestina, jefuitorii au năvălit din nou în Sfânta Mănăstire și au ucis pe cei ce mai rămăsese în viață, semănând urgie în urma lor. Că dacă au mers și n-au găsit nimic, i-au omorât, unora tăindu-le capetele, pe alții făcându-i bucăți, pe alții junghiindu-i și vărsându-le sângele, iar pe alții în tot felul de grozăvii chinuindu-i. O seamă de părinți s-au ascuns într-o peșteră din munte cu odoarele mănăstirii și nevoind să le dea, păgânii au pus foc la gura peșterii și au perit toți cei dinăuntru, înăbușiți în fum. Și așa au primit cununa muceniciei părinții Ioan, Serghie și Patrichie și toți care se aflau atunci împreună cu ei în mănăstirea Sfântului Sava, ostași ai Domnului Hristos, care nu aveau arme și zale, ci numai arme duhovnicești, platoșa nădejdei, pavăza credinței și coiful mântuirii. Și sfinții, mulțumind, și-au dat sufletul în mâna lui Dumnezeu, dobândind fericita și veșnică viață și împărăția cerurilor. Că pentru Hristos, truda pusniciei purtând, de la Hristos a luat cununa credinței. Și iată de ce monahii se străduiau să nu adune nimic în viața lor, făcând milostenie, împlinind cuvântul Domnului, că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Într-o această zi, cuvânt al Sfântului Anastasie, egumenul din Sinai, pentru a nu osândi. Să nu osândiți, zice Domnul, ca să nu fiți osândiți. Iată că pe mulți am auzit zicând, amarnic mie, cum pot să mă mântuiesc? Aposti, nu pot, chiar dacă nu dorm, nu sunt treaz cu mintea, am păzit curăția, nu pot, am mă despărțit de lume, nu rab,
milostenie nu am, deci nu știu cum mă voi mântui. Însă eu îți spun ție, lasă și ți se va lăsa ție, iartă și vei fi iertat, nu osândi, ca să nu fii osândit, și cu acestea te vei putea mântui. Dacă avere aici nu ai, nici trupul nu voiești să-l ostenești, nu osândi. Dar măcar și cu ochii tăi de vei vedea pe cineva greșind, singur judecător este Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Pentru că cel ce judecă păcatele străine, protivnic lui Hristos este și Antichrist se numește, pentru că răpește judecata lui Hristos. Să nu judecăm, fraților, pe niciunul care greșește, ca să luăm de la Dumnezeu iertare de păcatele noastre. Măcar de a-i și vedea pe cineva greșind, să nu o osândești, pentru că nu știi cum trece viața aceasta. Tâlharul acela care a fost răstignit împreună cu Hristos, ucigaș de oameni era, iar Iuda era apostol al lui Hristos. Însă tâlharul a intrat în împărăție, iar ucenicul în ghienă. Măcar de a-i și vedea pe cineva greșind, să nu o osândești, că tu nu știi și fapta lui cea bună, că mulți au greșit la arătare, iar în taină s-au pocăit. Iar noi păcatele lor le-am văzut, dar pocăința lor nu o știm. Drept aceea, fraților, pe nimeni să nu osândim, ca să nu fim osândiți, dar mai ales pe preot să nu-l osândim, măcar de la-i și vedea pe el greșind ceva, să nu-i zici lui că păcătos ești și cu nevrednicie slujești, ci să te apropii cu curată încredere și să te împărtășești cu dumnezeieștile taine, ca să dobândești sfințenia. Pentru că măcar și înger de-ar fi acela, de a-ar aduce jertfa cea fără de sânge, dacă te-ai apropiat tu cu nevrednicie, chiar îngerul nu te va curăți nici de cum de păcate. Că iată cu adevărat se mărturisește despre Iuda că din însăși preacuratele mâini ale Stăpânului Hristos a primit pâinea cea prea sfântă. Dar pentru nevrednicia lui, îndată a intrat în trânsul Satana. Aceasta spre dovadă să vă fie vouă că de nu va osândi cineva, neosândit va fi. Și pentru aceasta mulți mărturisesc. Încă și un bărbat oarecare, în rânduiala monahicească fiind, își cheltuia zilele sale într-o toată nepurtare de grijă și într-o lenevire viața petrecându-și de sfârșit s-a apropiat. Și după ce s-a îmbolnăvit, cu durere de moarte a ajuns la cea de pe urmă răsuflare. Nici de cum nu se temea de moartea sa, ci de trup se despărțea cu toată mulțumirea, vesel și zâmbind. Iar frații și părinții ce ședeau lângă el, împreună cu eguminul, i-au zis lui: noi te-am văzut pe tine, frate, că într-o nebăgare de seamă ți-ai petrecut viața ta. De unde îți este ție în ceasul acesta înfricoșător o astfel de nemâhnire și dulce zâmbire? Nu știm. Însă, cu puterea lui Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, întărindu-te, scoală-te de ne spune nouă, ca tot să știm, să proslăvim măririle lui Dumnezeu. Iar fratele, ridicându-se puțin de pe pat, a zis către dânsii: cu adevărat, cinstiți părinți, într-o toată nebăgarea de seamă mi-am petrecut viața mea și acum s-au adus înaintea mea scrise toate lucrările mele, cele rele, și s-au citit. Și mi-au zis mie îngerii lui Dumnezeu: le știi acestea? Iar eu am răspuns către dânsii: adevărat,
cu încredințare le știu. Însă, de când m-am lepădat de lume și m-am călugărit, n-am osândit om, nici răutate asupra cuiva n-am ținut. Și mă rog ca să se împlinească cu mine cuvântul lui Hristos. Nu-l osândiți ca să nu fiți osândiți. Adică nu judecați și nu veți fi judecați. Iertați și vi se va ierta vouă. Pe acestea, dacă le-am grăit îndată, sfinții îngeri au rupt zapisul păcatelor mele și pentru aceasta, cu bucurie și fără mâhnire, mă duc către Dumnezeu. Aceasta zicând fratele acela și-a dat cu pace sufletul său Domnului, mult folos făcând la toți. Deci, aceasta auzind-o, fraților, să ne sârguim a nu osândi nici a avea pomenire de rău, ca Domnul Dumnezeu să nu ne osândească pe noi, nici să pomenească păcatele noastre. Într-o această zi, cuvânt din Pateric despre doi frați ce erau în vrajbă. În vremile pregoanilor, când erau chinuiți și uciși creștinii pentru credința într-o Hristos, au fost prinși atunci și doi frați călugări și au fost aruncați în temniță, urmând ca a doua zi să-i scoată, să-i chinuie și să-i omoare. Și acești doi frați aveau vrajbă și pismă unul cu altul. Deci, fiind ei în temniță, unul din ei, umilindu-se în inima sa, a zis celuilalt: frate, iartă, mâine ne vor scoate pe noi la judecata lor și ne vor chinui și ne vor omorâ și vom merge către Domnul. Pentru aceasta, dar vrajba și pisma ce a fost între noi și acum mai este, se cade să o lăsăm și să ne împăcăm și să ne iertăm unul pe altul, acum mai înainte de moartea noastră, ca să luăm curați, fiind chinurile și moartea pentru credința și dragostea lui Hristos, și așa ne vom învrednici să luăm cununile mucinicești din mâinile lui Hristos și vom fi primiți în ceata mucenicilor. Și acestea zicând, i-a făcut lui Metanie, după obiceiul călugăresc, zicând: iartă-mă, frate, și să fii și tu iertat de mine și de Dumnezeu. Iar acela, fiind biruit de vrăjmășească pismă, n-a vrut nici de cum să-l ierte. Iar a doua zi, dacă s-a făcut ziua, i-au scos pe ei din temniță la judecată. Deci acela care n-a vrut nici de cum să se împace și să se ierte cu fratele lui, văzând că vor să-l taie, înspăimântându-se, s-a lepădat de Hristos. Iar pe fratele său, care credea în numele Domnului, l-au tăiat. Iar pe cel ce s-a lepădat de Hristos, l-a întrebat dregătorul zicând: pentru ce ieri nu te-ai lepădat de Hristos ca să nu te fi chinuit? Răspuns al lui acela: când am lăsat eu pe Dumnezeul meu și nu m-am împăcat cu fratele meu, atunci și ajutorul lui m-a lăsat și m-a părăsit pe mine și, rămânând gol de dânsul, m-am lepădat de Hristos. Deci, aceasta știind-o, fraților, împăcați-vă și într-o dragoste să petreceți, ca aici, cu plăcere dumnezească viețuind, veșnicilor bunătăți părtaș să ne facem. Dumnezeului nostru slavă, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.